Da. Bine v-am regăsit după o lungă perioadă. Am avut o pauză cam lungă. Aș fi dorit să fac ocazia Paștelui, suntem în Paște, dar am avut niște probleme în acea perioadă, n-am avut timp, a fost timp cam, mi spune, tot timpul aglomerat, a intervenit întotdeauna câte ceva. Pe de altă parte, sincer vă spun, scârbit că nu pot să transmit live și mi-a aproape 70 de ore, 80 de ore până îl ridic. Dacă fac live, n-am banda de internet cum bine știți și nu este imagine curată, nici sunet și e oribil, e oribil și ca atare mai bine nu fac. Deci trebuie să fac pe varianta asta, să înregistrez ceea ce fac acum, în acest moment, și deci eu înregistrez azi luni dimineață și va fi cam pe la sfârșitul săptămânii o voi posta. Pe de altă parte nu șocotesc că nu este nicio problemă, pentru că eu nu fac pentru audiență. E adevărat că postez pe Facebook, pentru cei care sunt pe Facebook să vadă, dar sincer vă spun, nu o fac neapărat pentru Facebook. Nu mă interesează nici cine dorește să ideile mele, dacă sunt interesante, ceea ce doresc să spun, vor fi găsite pe canalul meu, cum am spus cu alte dăți. Deci am canalul meu de YouTube, Europa Creștină TV, fac și în germană, fac și în română, deci cine va dori să o temă sau asta, asta mă va găsi acolo și cu asta, așa, deci nu. De altfel, să știți, îmi iau un calcul să mă retrag de pe toate rețelele de socializare, cum e Facebook-ul, dar și YouTube-ul. Intenționez să fac un website profesionist unde să îmi transmit și ridic toate filmările mele și să fiu, cum s-a spune, să nu mai depind de YouTube, de alte rețele de ăștia, cine mă caută sau cine dorește va găsi pe ăștia. Sunt în construcție de un website, m-a spus profesionist, unde o să pun filmele și asta, ca să nu mai am probleme cu ăsta, cu YouTube, că mă cenzurează, că mi-e teamă să vorbesc o temă, că nu știu, voi avea un website de ăsta și, încă o dată, repet, intenționez să renunț, să desfințez contul de pe Facebook, deci prietenii și cine mă cunoaște de pe Facebook, să fie, cine dorește să mai aibă legătură cu mine după, va trebui prin e-mail sau WhatsApp sau tot, bine, WhatsApp-ul tot cu ăsta, cu Facebook-ul. Dar da, deci nu sunt încă 100% hotărât, dar iau în calcul retragerea mea totală de pe rețelele de
în socializare, e mai multe motive. Unu, nu rentează. Ăștia nu sunt prietenii online, ăștia nu sunt prietenii, sunt nicio formă. Detest, nu poți să comunici, asta nu-i comunicare, în al doilea rând. Că ne controlează, că ne țin ăștia sub control, poate că n-ar fi așa o problemă atât de gravă. Că, până la urmă, o societate trebuie să aibă, să țină sub control cât de cât societatea, mai ales în vremurile noastre, nu. Știți cum ești la o gradă, ai un câine, ui un gad, ui ușa, deci nu lași totul vraiște, așa este o țară. Nu toată, toți oamenii sunt bine intenționați. Deci, cum spuneam, eu vă spun, deci pe mine nu mă deranjează faptul că mă au sub control ăștia, pe mine mă deranjează dictatura care s-a instaurat și se pare că pe zi ce trece va fi tot mai severă. Dictatura asta politic-corectitudinii deja a început, mă spun sincer, să mă scoată din sărite. Deci, dar vreau să vă spun că nu sunt dispus să mai ies să lupt pentru, nici pentru libertatea cuvântului. Sunt dispus să o rodau, să nu mai mă exprim. Oricum nu ai cui să te adresezi. Societatea este așa cum este. Eu nu de plâng sau nu fac acum, nu încep să vă să mă plâng, să... Nu, asta este. Deci sunt eu dispus, sunt dispus să tac din gură, să nu mă opun nici aceste dictatori care se instaurează. Pentru că nu e treaba mea, vă spun și nu mai e treaba mea și nu mă interesează drepturile omului și așa. Adică să lupt, eu am fost în anii 90-95, am fost membru la drepturile omului, activ, la Frankfurt, renumită organizație credere la Frankfurt, am primit vizita lui Doina Condea, Băcanu și multor din România, deci pe vremea când activam, însă pe vremea aceea erau într-adevăr drepturile omului și așa. Cam după 97 au început să se strice lucrurile și mi-am dat demisia de la organizație și nu mă mai am angajat. Pentru că am observat faptul că drepturile omului sunt misbrauf, cum îi spune în română, misbrauf e folosite în scopuri nu tocmai nobile. Nu știu cum să spun, nu vine acum cuvântul, nu fac, nu știu limba română, poate am lacune, nu zic, nu, dar nu sunt chiar atât de slab la limba română, deci mai cunosc, mai pot să vorbesc limba română. Deci așa e cu drepturile omului, iar de atunci, s-au tot degradat, iar astăzi drepturile omului e o, cum să spun eu, așa o chestie de râsul plânsul, adică, bine, drepturile gândaților,
și al or șobolanilor, mai degrabă orice alte drepturi, dar nu ale omului. Și nu vreau să intru în amănunte ca să nu... Nu am de gând să mă lupt nici în această formă. Nu, intenția mea nu este să mă să lupt pentru adevăr. Eu nu fac nu mai fac chestiile astea, adevărurile care le înțeleg le păstrez pentru mine, dar sunt tabu, nu le vorbesc și cu asta basta. Și să vă spun de ce, și cu asta e un temă. Mi-am dat seama foarte serios și în profunzime, faptul că degeaba noi ne luptăm împotriva guvernelor, al sistemelor sociopolitice, pentru că noi nu putem face nimic de la noi putere. Ele sunt o forță. Nu există libertate și democrație. Democrație n-a existat niciodată, e o aiureală, dar libertate în adevăratul sens al cuvântului nu există. E o iluzie, o minciună, ca și democrația asta. Eu văd altfel libertatea și sistemul ăsta. Și dacă nu ești în Hristos, libertatea, facerea de bine, cum spuneam în mesajele anterioare, toate vin de la Dumnezeu. Deci, și libertatea, și facerea de bine, spuneam, sunt un dar de la Dumnezeu. Societatea actuală, cea post-creștină, putem vorbi de o civilizație post-creștină, noi nu mai avem astăzi o... nu mai avem nici biserică, să fie clar. Icuțile astea nu mai... n-au de-a face cu... e puțin aici în vești, îmi pare foarte rău, așa nu mai are de-a face cu biserica lui Hristos. Mai există insulințe aici pe acolo, mai există individual persoane care mai cred și mai practică. Acolo sunt mici bisericuțe, să zic, biserici acolo. Și asta formează un tot. Îi spuneam, libertatea și asta se dă la Dumnezeu. Oamenii au întors spatele și întors spatele lui Dumnezeu, folosind libertatea care o au, care ni s-a dat de către sistem, ce libertate au? Uitați-vă și noastră. Au avut-o acum cu corona, nu mai au nici pasta și se pare că pe o lungă perioadă de timp și că din această pandemie vom intra într-o altă societate mult mai restrictivă și represivă. Libertățile care le-am avut se pare că nu le voi avea, dar vor exista libertatea care ni s-a dat asta de a sta cu gol plină stradă, de a te urina unde la nici asta nu e. Deci, cam ce vedem? Toate lucrurile astea care le vedem astăzi, societatea asta abulită, societatea asta tembelă, zombificată, este doar începutul și ea se datorează faptului, în marea majoritate, nu doar că nu sunt interesați de Dumnezeu, dar în
blasfemiază zi și noapte, într-o, într-o formă demnă de un azil de nebuni. Deci numai un om care nu gândește, care nu are mai reacțiune, poate să scoată atâtea blasfemii pe gură pe care le scoat generația asta, numitor la Dumnezeu. Și să știți, nu mă refer acum la oameni, dar tineretul acesta care la tinerețe suntem rebeli, au fost și suntem rebeli. Și mă refer la oameni, deja la oameni maturi, tineretul sunt tot niște copii, e la tot stadiu de copii, dar un om sau o persoană care are cât de cât un, o maturitate, cunoștință și în mod deosebit mă refer la vizezi ăsta, liderii religioși de azi din Occident, cu precădere, ca și din Europa, care scot pe gură lucruri care nu ar fi trebuit să fie vreodată pronunțate. În 2000, când am făcut poza aceea, da, m-a venit ideea parte revestitoare pe operta cu poeziile mele, este revestitoare, am ținut în imagine cu liderile ziuși. Deci aici este o problemă, deci, care deja spune mult. Da. Nu mai vorbesc, nu doar blasfemiază, dar marea majoritate se duc spre forțele oculte, spre ocultism, marea majoritate a tineretului de azi. Vedeți simbolistica care o poartă, tatuaje, ei parcă invocă duhurile rele, parcă invocă forțele răului să vină să le predomine. Cultura morții este o, așa, la ordinea zilei. Muzica, moda, tot. Uitați-vă, simioase, nu mai avem o piesă de teatru ca lumea. Eu nu vorbesc de televiziune. Televiziunea este, nu mai poate fi pusă în discuție. Eu, ceea ce fac eu aici cu televiziunea mea, să știți că nu este profesionist. La nivelul lor nu pot să mă compar, deci nu mă pot compara. Nici am pretenții și nici nu mi-am propus, așa. Dar ceea ce fac eu este mult mai calitativ decât ceea ce fac 600 de posturi de televiziune și emisiuni, ore aruncate în asta, nu mai prostit în penii, și manipulare, minciune și asta. Deci, așa. Uite, s-au făcut 20 de minute și n-am uitat în tematică. Vreau azi să vorbesc de dragostea lui Dumnezeu. Dar vreau să fac această introducere. Am făcut această introducere și trebuie să o fac. Nu ne-am mai văzut, cum se spune, de mult și ca să intrăm așa în temă și o scurtă și tematica trecută. Da, deci spuneam și spun acum, cum spuneam, că asta este cu societatea. Acum să intrăm într-un test. Veți vedea aici în mine un test, cred că se vede, da? E vorba de definiția pe care o dă Sfântul Apostol Pavel dragostei. Haideți să o citim.
de a-și trăi în limbie oamenilor și ale îngerilor. Iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și prin van răsunător. Și de a-și avea darul prorocie și tainele toate le-aș cunoaște și orice stiza le avea, atâta credință îmi își amunul munții, iar dragoste nu am, nimic nu știu. Acum, să intrăm în definiția dragostei. Dragostea de lung rabnă. Dragostea este binevoitoare, dragostea nu izbuiește, nu se laudă, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută la ale sale, nu se aprinde demonie, nu gândește rău, nu se bucură de nedreptate, se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le gândește, toate le rabdă. Cum spuneam, deci, și în această dragoste a Dumnezeu este, practic, scandaloasă. Păi haideți să luăm cu începutul, să facem așa o scurtă și după aia intru în altă temă. Îndelung rabdă. E binevoitoare, nu se amânie, nu se gândește la rău. Să transferăm aceasta la Dumnezeu. Dumnezeu rabdă atât de mult. E binevoitor. Auzi pe mulți îți spun, Dom'le, cum unde este Dumnezeu? Îmi văd o anumită nedreptate pe care o fac unii. Dar nu îi dă nu iau în calcul, nu știu definiția dragoste, marea majoritate, că aici, în Dumnezeu, nu te răsnește, nu faci un păcat, sau o fără lege, o fără lege, drept mai bine zis, strigătoare la cer, este îndelunga răbdare și binevoința și dragostea Dumnezeu față de noi, oamenii. Mai ales după jertfa lui Hristos. Toate le suferă. Merg mai jos. Dragostea nu se poate pune cuvință, nu caută la înseamnă, nu avem, nu se gândește, nu se bucură de dreptate, se bucură de adevăr. Toate le suferă. Deci Dumnezeu, toate le suferă. Toate nedreptățile, toate păcatele care le facem, au păjut și le-a suferit Dumnezeu, Hristos. Pentru că în Hristos este Cel care a suportat în locul meu, al tău, a suportat pedeapsa, lepădarea și mânia Dumnezeu care se vorbește adesea în salm. Pentru că mulți găsesc în salm, așa zis, de blestem și de suferințe și de astea. Dar dacă te uiți cu atenție mult sal, e vorba de Hristos, e vorba de strigătul lui Hristos pe care l-a avut el când a fost lepădat de Dumnezeu pe cruce, în suferință și major, și când a spus s-a isprăvit, atunci a spus s-a isprăvit pentru că în momentul acela Hristos a suportat aceste toată mânia, toate astea, pentru ca noi astăzi să ne bucurăm în Hristos, să nu mai avem parte de mânia lui Dumnezeu, să avem parte de bunătatea Lui, de îndurarea Lui și mai mult de atâta, toate le crede. Toate le rezuiește și
foarte nerată. Foarte interesant aici, în secul 7. Toate le suferă, toate le crede, toate le răzgurește, toate le rabdă. Deci e ultimul verset din definiția dragoste pe care o dă Pavel în versetul 4, începe capitolul 13 din Corinteni, 1 Corinteni, 4, 5, 6 și 7, 1, 2, 3, 4, deci 4 versete. Deci asta e definiția care se dă dragoste. Aș vrea, totuși, cred că se vede aici, da? I-aș, o dau eu puțin mai sus așa, să vedem cum... Așa... Și versetul 4, 4 până la 7, bun. Da. Deci, cum spuneam, deci, așa e. Toate le crede aici, vreau să mă opresc. Uitați-vă și dumneavoastră, că se leagă cu suferă și rabdă. Dumnezeu ne suferă și rabdă și mai mult de atât. El crede în noi. Adică, Dumnezeu ne vede pe noi prin Hristos ca într-o lumină, cum vedeți lumina asta se schimbă, într-o lumină nu în cea reală, ci în Hristos. Deci peste noi este pusă neprihănirea lui Hristos. Și el crede în ghilimele, el știe că omul nu e bun și că nimic nu e bun. Dar el e ca și cum el crede că omul că va fi, că este, crede în el, cum s-a spune. Crede în vorba lui, în intențiile lui. Că și Dumnezeu cunoaște că nimic bun nu locuiește în om. Dar el își asumă, foarte interesant aici, ăsta poate le crede, le răzguiește, le crede și le răzguiește în om. Dacă ne vă uitați puțin cu atenție pentru cunoscătorii scripturilor, în text original și așa, veți în original, în intenția autorului, unde avem în testele sacre, veți observa că acolo expresia, în ele zice porunci, sau îți spune Dumnezeu să nu faci, la noi este să nu faci aia, să nu faci aia, iar Dumnezeu vine expresia că nu vei face. Adică, nu că nu faci, că nu vei face în viitor. Foarte interesant aspectul ăsta. Și ăsta se leagă acum, dacă ne uităm, mergem în profunzime, intrăm în exact în definiția dragoste pe care o dă Pavel. Intenția lui Dumnezeu de la Sinai, în atunci elegite porunci, da? A fost în ideea asta. Se lasă întrebarea pe Dumnezeu în Vechiul Testament. Deci a fost în Vechiul Testament, avem un Dumnezeu cingeros, un Dumnezeu ăsta. Acela este Dumnezeu, nu acela Dumnezeu, Dumnezeu este acesta care îl avem, avem pe care percepem azi în lumina în Hristos și lumina Sfintelor lui Scripturilor Spileo Sacre, dar adevărata noastră, noi ca persoane, cum spuneam într-un alt mesaj, spuneam,
faptul că omul nu este bun, noi nu putem face nimic bun la noi, ci că Dumnezeu în vreune din urmă își va retrage toată pronia lui, da? Va cel mai bun dintre cei rămași aici vor fi auspini. Ei, ăștia suntem noi, auspini, suntem parte, cum se spune, parte din diavol, atâta avem de diavol. Noi, genetic, este pus păcatul în firea diavolului. De răzvătire, de ură, împotriva lui Dumnezeu. Nu putem să iubim pe Dumnezeu, nu putem face voia lui. Lăsăm păcatele astea, care le săvârșim și le mâncăm așa, pe pâine, cum se spune, dar noi mai avem și o rebeliune și o ură împotriva lui Dumnezeu colosală. Noi nu putem să-L suportăm pe Dumnezeu. Și dragostea aceasta, definiția aceasta, ne ridică și mai mult, dacă ne uităm cu atenție și mai băgăm mai asta, ne ridică și mai mult, pentru că, vedeți și dumneavoastră, cum spuneam, unde este Dumnezeu când s-a comis și se comite o nedreptate? Pe unde este? Că nu-l văd unde este Dumnezeu când un copil este abuzat sau un nedreptățile care le vedem. Noi uităm un aspect. Dacă eu nu mă aflu în locul opresorului sau celui care comite nelegiuirea, este datorită că Dumnezeu nu m-a lăsat bradă minții mele și voinței mele. În realitate, cum spunea și Solzhenitsyn în Arhipelagul Gulag, în desprinere la început, ăsta, cu armă și cu asta, e o desprinere foarte colosală al Solzhenitsyn aici, spunea despre la cum toți devenim aceleași opresori, aceleași așa. Deci toți putem să fim dacă am fi lăsați pe capul nostru și liber în voința noastră, noi comite aceleași nelegiuiri, aceleași păcate, aceleași ca și ceilalți pe care le acuzăm. De aceea, în strigi unde Dumnezeu, tu de fapt te războiești împotriva Dumnezeu, că El rabdă. Te rabdă pe tine, pentru că ar fi tu nu ești primul care a trebuit să fii răzit sau lovit de Dumnezeu. Da. Dumnezeu ne rabdă pe toate. Ne rabdă pentru că ne înrăjuiește și vede în fiecare un final bun, un final pozitiv, pentru că spune aici, poate le crede și le rejuiește. Deci, acum, aici este o temă mult mai sensibilă, pe care nu mi-am propus acum să o discut, și care mi-e frică să o dau, să o fac public, din mai multe puncte de vedere, este o constatare a mea teologică. Nu am
o firmare mai serioasă. Și pentru că nu am o firmare, eu analizez chiar și în prezent de câțiva ani de zile, o singură personalitate teologică destul de marcată a vorbit de ideea asta, dar nu în modul cum eu am descoperit-o, cum am înțeles-o. Și dacă lucrurile stau astfel cum le vizualizez și văd eu, își face, are sens toată definiția dragostei lui Dumnezeu. Dar nu pot să vorbesc de ea, pentru că aș produce un mare, mare scandal interprofesional, pentru că asta nu se acceptă, deși am trebuit. Cei care probabil o parte, nu toată, dar o parte așa volat, sunt catalogați la sectă și pe bună dreptate ea sunt sectanți, eretici, dar părerea mea este că ideea asta că toate le crede de Dumnezeu este silerabil, cum spuneam în textul 7 de la început, spune că nu vei face ideea de viitor, are o bază și mai am o bază în multe texte din Scriptură care îmi deschidă această perspectivă teologică la care am ajuns. Din păcate nu am curaj să o vorbesc. Mai aștept niște confirmări. Pentru că nu vreau nici să dau învățături eronate din punctul meu de vedere, sincer vă spun, cam ce avem teologic e cam de ajuns asta. Măcar să înțelegem noi ce am până acum. Deci nici pe asta nu le știm, dar să ne băgăm în lucruri pe care eu acum aș vrea intenționez, sunt mult prea complicate și o teologie mult mai sofisticată și asta care nu e binevenită. Deși vreau să spun că prin această formă, această perspectivă care o am, într-adevăr face sens ce spune și Pavel să facă pe Israel geloși și în așa fel încât să ajungă toate neamurile să vină să tragă de pompana hainei noastre, de mătau, să ne vorbească de Dumnezeu, de Dumnezeul nostru. E minunat în așa perspectivă pe care eu am descoperit-o, este extraordinară. Dar am și pentru asta. Dar am și o durere, pentru că dacă aceasta este valabilă, atunci foarte multe baze teologice care au fost supuse sunt greșite, intenționat, chiar dacă nu au avut intenție inițiatorii, în spatele lor, cum vă spuneam într-un mesaj anterior, se coordonează totul de la naștere, cum vă spuneam, de la naștere se pune sămânța de din aerea, pentru ca la timpul potrivit să își dea lovitura de grație. Și așa s-a întâmplat și cu biserica. S-au pus tot felul de semințe de netină, ele păreau la început bune, ca și glum, ca și asta, dar când a fost să plească să dea roade, s-a văzut și constatăm în istoria bisericii că au fost și eronate. Ba,
chiar au cauzat foarte mult. Așa. Ia uite, nu mi-am ajuns la 40 de minute. Ce crește timpul. Deci, așa e. Și aia spun, dragostea lui Dumnezeu este, într-adevăr, extrem, extrem de scandaloasă. Noi nu putem să o așa, dar își spui, unde a fost Dumnezeu în vezi o nedreptate, nu trebuie să te gândești unde ai fost tu înainte de a fi Hristos aici, de a te lumina, înainte de a te bucura de harul ăsta lui Dumnezeu, de prezența Duhului Sfânt care oprește și mai ține omenirea asta să nu era razna, te gândește exact la ce a curs tu pe Dumnezeu în Vechiul Testament. În Vechiul Testament și dacă ne uităm bine în istoria noastră, vedem că lucrurile n-au fost chiar atât de bune până la Hristos și chiar după Hristos o perioadă lungă. Barbarismul și asta au fost în floare. Mulți ani. Noi ne-am scăpat în Europa până foarte bine, până în mediu și după. Iar să ne bucurăm noi astăzi, de asta e, cum se spune, cam unic. Da. Deci, asta. Deci omul, și asta e rezultatul tot bisericii lui Hristos, a creștinismului, deci lui Hristos, Duhului lui Dumnezeu, care a făcut lucrurile astea. Deci asta este, deci nouă ni se cuvine mânia lui Dumnezeu care se manifesta în Vechiul Testament. Pentru că spune la un moment dat, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nici unul nu caută pe Dumnezeu. Deci nici unul, asta înseamnă nici eu. Iar eu, dar astăzi vă vorbesc și de Dumnezeu și nu știu ce, este nu din puterea mea, ci este de la Hristos, de la Duhul Sfânt, care m-a uns, m-a atins, îmi spunem așa, fiecare creștin în parte este un, ca și cum ar fi uns de Dumnezeu, are dreptul și obligația, iar obligația mai puțin, că nu te obligă nimeni. Dar un reprezentant. Eu sunt un reprezentant, eu nu sunt obligat să vă vorbesc. Eu nu vă vorbesc acum din obligație. Nici din, așa de, n-am nici o misiune, nici o agendă. Eu vă vorbesc, ca reprezentant, ca așa, a ceea ce sunt eu, nu ceea ce este altceva. O instituție, o formă. Eu sunt în Dumnezeu, în Hristos. Da? Și în El vă vorbesc eu acum. Asta nu înseamnă sunt diferit. Diferit de mulți sunt, de toți creștinii, fără doar și poate. Orice creștin în Hristos este preot în Hristos, este mic preot, este prinț, mic prinț în Hristos, este judecător în Hristos, moștenitor în Hristos. Deci, în Hristos, noi, cei care suntem,
părinți în Hristos, suntem o categorie specială. Dar din punct de vedere spiritual, nu din punct de vedere material. Din punct de vedere material, noi putem să fim mai prejoși decât cei care nu îl au pe Hristos. Și așa se întâmplă de multe ori. Noi suntem mai neșcoliți. Majoritatea sunt din fii de sclavi. Eșinismul este religia sclavilor. Nu suntem de neam mare. Spune la un moment dat, Dumnezeu a ales lucrurile slabe și neatractive ale lumii, a să facă de rușine pe cele de sus. Deci în Hristos, fiecare creștin, este circulă o așa zisă Evanghelia prosperității, aia e o tâmpenie. Nu așa vreau să vă spun acum, de-aia ceea și trebuie să fac mențiunea asta, că sunt în Hristos, că suntem spiritual și mai mult de atât, În momentul când îți deschizi gura și vorbești cuvânt de ecor de viață, dai sunet plăcut, este ca și cum, eu cred că George Zalfir, Naiscu, a definit mai bine decât asta. El spunea, mi-am adus aminte, de sunet. De sunet de stricăciunea care a produs o muzica nouă și asta e, vorbește lucruri foarte interesante de Zalfir la capitolul ăsta. Și chiar îmi spune că noi strigăm, cum spunea cu becali strigați pe stadion, aia de masă, nu-i jurături, aia nu sunt bune. Deci un creștin în momentul când deschide gura și se roagă, el deja face ure pe fugă, rații și așa mai departe. Deci, așa vă spun o chestie că chestiile astea nu le poate pricepe un om neduhovnicesc, cum spune Pavel, tot în Corinteni, capitolul 1 și asta, spune că trebuie duhovnicește, înțelege. Omul firesc nu le primește, el nici nu le poate primi, pentru că trebuie să înțelege duhovnicește. De aceea e o diferență mare între omul care are pe Hristos, are Duhul Sfânt, și cel care nu are, care refuză, care încă n-a fost adus la cunoștință. Poate în final va ajunge. Eu vorbesc acum din această perspectivă. Deci, eu vreau să spun, cu dragostea asta lui Dumnezeu, care ilită pe foarte, foarte, foarte mulți. Știți? Așa este. Ea ilită, e scandaloasă pentru marea majoritate a oamenilor. Și așa se vede ori de câte ori întâlnești un om care nu este atins de Duhul lui Dumnezeu, care dă nimic și spune, unde este Dumnezeu? Lasă-mă pace cu Dumnezeu tău. În momentul când îți scrii și spui lucrul ăsta, tu îi acuși pe Dumnezeu, dar te condam pe tine. Pentru că tu trebuie să fii, trebuia să fii înaintea ăruia pe care tu îl vezi a comis o nelegiuire și tu puteai să fii înaintea lui mult mai rău. Pe de altă parte, dar este o mică
ori necunoștință este faptul că Hristos a murit pentru toți oamenii. El s-a jertfit pentru absolut toți oamenii care au fost, care sunt și care vor mai fi pe acest pământ. De aceea se spune Dumnezeu, nu vei face, când spune în Dăleia, la viitor. Pentru că îi vede în final, în Hristos. Da, va exista și asta. Va exista un sosit glorios în omenire, fără doar și poate. Dar, din păcate, trebuie ca să se treacă printr-o școală, să spunem așa, s-ar putea spune școală, care, simte că fiu, nu va fi deloc plăcută celor care o vor experimenta. Varianta, forma, mi-e greu să-mi aleg cuvintele acum, pentru că ceea ce voi spune nu va fi plăcut auzul oamenilor. Și nu-mi doresc să ameninț pe nimeni cu Dumnezeu, cu pedeapsa, cu apocalipsa, nu cu chestii astea. Dar vreau să vă spun ce observ în momentul de față, necesită o schimbare și o intervenție din partea lui Dumnezeu. În ceea ce mă privește, eu te-am rog pentru lucrul ăsta. Și nu sunt singurul creștin care o face. Vă amintesc că Lot, spune Scriptura, își chinuia sufletul în Gomora, Sodoma și Gomora, în Sodoma. Dar Lot, să știți că nu era chiar un ei ca nimeni și nici un sfânt nu era. Lot era la poarta cetății. Iar însemna o poziție înaltă. În altă ordine de idei, vedem cum își amnează fetele să le ia ăștia. Deci era, într-un fel, am pune astăzi politic corect, adaptat cât de cât. Dar expresia nu este acolo, nu era un sfânt, nu? Și chinuia sufletul. Atenție, mare de tot aici. Lot nu e salvat. Aici iarăși este o întreagă discuție. Pentru că era el prea bun și asta. Lot era, dacă îi uităm cu atenție, Lot și familia lui nu era nici ea mai grează. Nu era nici acolo, nu era haf. Dar și o altă interesantă. Este faptul
bărbați, încă, om, sănătoși, la mine și la, așa, cum se spune, la suflet și la inimă, la inimă și la minte, la fizic și la suflet, da. Atât fizic și așa. Deci, așa era chinul. Pentru că vedea, el nu putea să se opună majorității, nici noi astăzi nu ne putem opune majorității, deci e copleșit. Și vedem că și biserica chiar, liderii bisericii, mai ales Paris Pulvești, vin și în ciuda își spune scripturile și asta, îi spun, nu, domnule, scripturile sunt asta. Ii se fac ăștia. Ăștia fac hulă împotriva Duhului Sfânt fără doar se poate. De aceea să-i vedeți după moase cum sunt, îmi faci seama de capul lor. În Iisus, Iisus, figurile lor mărturisesc despre Iisus. De-aia le vedeți pe ăștia de poții. Eu nu sunt mai frumos decât ei, eu nu sunt, mă, sunt frumos. Dar, comparativ cu ăștia, eu cred că sunt în zi. Uite, moațe de-astea de șobolan, da? Uite, unii e numai cum. Da. Da, e o chestie, să știți. Mă curisesc, iar de sunt. Și așa e. Creștinul nu e mai bun decât ceilalți. Să știți că aveți auzit mulți creștini au căzut, au făcut, au dres, au nu știu ce. Dar, nu uitați, loc. Să nu uitați, dar aș cunoaște și nu le-ați vedea și v-aș îngroji și va veni o zi când o veți trăi fiecare care a trecut pe acest pământ, va vedea tașa imediat ce pleacă dincolo. Se vede mai dezusit. S-a însemnat ca operirea lui Hristos de importantă a fost, este și rămâne această operire, mai ales aceste generații atacate într-un mod groaznic, tinere copilașii ăștia care se nasc acum și care s-au născut, eu le prind de mine. Dați-vă și noastră că de atacați sunt în toate părțile. Ei nu mai au salvare. Dacă nu intervine Dumnezeu. Și strigă cu ăsta, chinuirea sufletelor noastre impun o intervenție a lui Dumnezeu. Le spune pe Dasin că unde a fost mai bine? A fost de o mie de ori mai bine. Au fost război, a fost foamenă. Dasin, pe vremea lui Teaușescu, era, nu era mai bun, era mai ticălos decât ăsta. Dar, totuși, nu ajunseseră unde au ajuns ăștia. Și erau niște nebuni. Dar eu n-am crezut în 89 că voi apuca să mai trăiești în lumea asta cu niște guvernanți mai împiși și mai nebuni decât au fost comuniști. Nu credeam. Și uite că astăzi îmi este dat să constat că ăștia sunt mai nebuni decât comuniști. Și dați-vă la ei, sunt mai școliți decât comuniști. În libertate, în prosperitate mai mare decât au fost. Ăștii, vai, deci, comuniștii aveau acolo, la bufeturile lor, la alimentarele lor, clasele lor, care era asta, dar nu era mai nimic al lor. Ăștia au, nu mai vorbesc de informație, de posibilități astea, nu? Și toate acestea, ăștia sunt mai nebun, mai nebun, mai nebun, nebun, nebun de legat. Și unde au fost comuniștii.
Îi spune mult. Iar ceea ce comuniștii ne-au distrus elita în închisori brutali, ăștia ne distrug copiii, iar pe noi ne chinuie. Ne chinuie, sufletește ne chinuie. Așa fac. Iar de rezistat, noi nu vom mai rezista mult, să fie clar. Deci, generația mea nu e să apuce 70 de ani, mă spun. E mult. Noi suntem prea chinuiți, e ăștia, sufletește vorbesc, pentru ca Dumnezeu să nu intervină. E fie să ne scoată de aici, fie și atenție. Uitați-vă la un fenomen. Asta vreau ca să închei cu dragostea și să fac un CD vechi, un CD nou, testament și cu sfârșitul. Uitați-vă la un aspect. Creștinii sunt tot mai puțin, tot mai invizibil pe pământ. În societatea europeană, creștină, nu mai e de-a fost. S-a terminat. Până și România, care era o țară cât de cât, așa, se duiază. Noi vom pleca de aici. Noi suntem am ultima resuflare a bisericii. Și după aceea Dumnezeu, asta vreau să spun, și-a mai spus lucrul ăsta, va lăsa lumea în două fenomenale forțe, două fenomenale forțe. Unu, cum spune în Apocalipsă, duhurile răutății vor ieși de sub pământ, le vor fi dezlegați o zi, acele răpuște, alea sunt duhuri care vor stăpâni peste oameni, și omul lăsat pradă minții și inimii lui, ca să se vadă ce este omul fără Dumnezeu. Deci am avut omul fără Dumnezeu până la Hristos, dar Dumnezeu, dacă ne uităm cu atenție, a vegheat asupra lor, i-a lăsat, nu i-a lăsat de capul lor în cotul, în cotul, și le-a dat cât de cât conștiința, cum spune și Pavel, fiecare va fi judecat. Deci au avut conștiință. Deci, toată, și păgânii au, de multe ori, așa zis, și păgânii, și arhaici, ăștia pe care îi vedem, să știți că nu îndrăznesc să gândească nebunile care le gândește omul contemporan din Europa sau America. Creștinul. E în minte lui trece. Dar nu știu, la nivel oficial, la nivel înalt. Iar acum, și ăsta e mare, de aceea se spune că va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost. Ăștia care vin acum, deci în păcep biserica, iată, Dumnezeu lasă pe om total la discreția minții și dorii inimii sale, adică doriților inimii care sunt rele, tot ce e rău, și-a minții bestemate, plus de asta vor fi duhurile răutății care vor schimba și mai